V-am găsit oameni buni. Salut, copii! Am observat că atunci când scriem sau se scrie despre politică, se cam uită uh, gramatica. Mă uit la televizor, la uh, show-urile acestea extraordinare uh, din fiecare seară. Ei bine, nu pot să stau mai mult de câteva minute pentru că nu se poate să nu cumva să existe un personaj care să îmi facă bucuria de a uh, împieri cheful, să zic așa, de a urmări mai departe. Ei, tocmai de aceea vin și citez uh, și politicieni și jurnaliști că poate odată și odată am să pot și eu să urmăresc o emisiune, un articol fără greșeli. Să cităm din Jurnalul Național, un ziar uh, prestigios de altfel. O astfel de năsărâmbă a fost posibilă după ce copiii de suflet ai cuplului politic Băsescu-Macovei au rămas în afara partajului. Nu știu eu care or fi copiii de suflet, dar cuvântul năsărâmbă e folosit greșit în această uh, propoziție. Evident, autorul a vrut să aducă un termen neoș, Adică așa, popular, pe aici, pe acolo, ironic, bat jocoritor, cum vreți dumneavoastră, ca să rămână în percepția publică, evident. Deci, cuvântul năsărâmbă. Ce înseamnă năsărâmbă? L-am căutat peste tot și am încercat să adun toate semnificațiile lui și să văd dacă nu cumva, totuși eu greșesc și cuvântul năsărâmbă este folosit corect. Iată ce înseamnă năsărâmbă. Boroboață farsă, festă, ghidușie, glumă, ispravă, năzbâtie, năzdrăvănie, păcăleală, păcălitură, pocinog, poznă, șotie, ștrengărie, trăsnaie, greșeală fără intenție. Deci e, ce e ceva care bucură, e ceva comic, da? La cuvântul năsărâmbă. Ori, iată că în această frază pe care am citat-o eu, Cuvântul năsărâmbă are un alt sens și anume sensul este de prostie, de nerozie, de stupiditate. Iar sensul acesta vreau să vă spun că este tocmai la uh, Lazar Șeineanu care pe care eu îl socotesc, cel mai mare uh, lexicolog uh, care a existat vreodată în uh, România, dar asta este o altă uh, poveste dicționarul explicativ al limbii române îmi mai adaugă și alte sensuri ca să îmi drea dreptate. Nenorocire, belea, bucluc, dandana, mișelie, ponos, pacoste. Așadar, evident că cuvântul năsărâmbă din Jurnalul Național nu are nicio legătură cu ceea ce a vrut să spună autorul. Nu sunt de acord însă nici cu etimologia pe care o găsește Dex. Nu cred că vine de la verbul se zgâmboi, verb care de altfel este și foarte rar și am presia că a apărut o singură dată undeva și tocmai acolo l-au găsit autorii dicționarului explicativ. Nu? Deci, nicio legătură între zgâmboi și năsărâmbă. Deci, ca de la cer la pământ, cele două cuvinte sunt diferite. Probabil o să aflăm într-un viitor nu prea îndepărtat. Pot să spun un lucru. Cuvântul pare aș avea originea în Transilvania, în Ardeal. Nu este exclus să fie vorba despre o influență germană sau maghiară, dar încă nu am avut timpul să mă ocup de această chestiune. Să sperăm că voi avea timp în zilele următoare. Când voi găsi, voi veni să vă spun. O cităm pe Cristiana Angel, un politician pe care îl știți cu greva foamei și așa mai departe, învățătoare de profesie, și eu știu că învățătorii au o școală extraordinară, școala pedagogică este într-adevăr o școală extraordinară pentru că se învață gramatică din anul 1 până în anul 4 sau 5 cât se face acum, se învață gramatică de asemenea și la cursurile uh, post-liceale, deci sunt foarte bine uh, pregătiți, indiferent în ce variantă de studii vorbim. Iată însă ce spune doamna Angel. Am făcut 2 doi, doi interpretări și scrie doi cu cifra. Ori vreau să vă spun un lucru. Întotdeauna cifra aceasta se citește doi în limba română. Niciodată nu se citește două. Corect era să fi scris cu cu litere. Deci două. Am făcut două interpelări să-mi pună la dispoziție organizarea anii. Sigur, e vorba de scandalul care s-a iscat în ultima vreme împotriva justiției, a Agenției Naționale de Integritate și așa mai departe și să sperăm că gândul cel bun va învinge până la urmă, iar justiția îi va scoate pe hoți toți, dacă se poate, din bârlogurile uh, lor. Îl cităm pe Cristian Tudor Popescu, celebrul CTP și el cu aceeași greșeală. Acum că s-au găsit 2 milioane de părinți care să-și trimită copiii elevi la ora de religie, puncte, puncte, nu-l citesc mai departe, deci 2 milioane. Exact aceeași situație de mai sus. Revin la Jurnalul uh, Național. Un dezacord. Nu-ți lăsați interesele personale pentru mai târziu. Evident că aici autorul, probabil, a schimbat persoana pentru că, la urmă, când a recitit articolul, și-a dat seama că vorbește la persoana a doua plural. Dar a uitat să schimbe pronumele vă. Nu vă lăsați interesele personale pentru mai târziu. Ar fi fost corect. Domnia să zice nu-ți lăsați interesele personale pentru mai uh, târziu. O neatenție urâtă. O neatenție care, iată, nici măcar nu ne strânește zâmbete, ci din contra. Simțim că uh, cititorul nu se bucură de respectul uh, jurnalistului. O cităm mai departe pe Valeria Scheulean. În calitate de vicepreședinte a camerei a comisiei speciale pentru revizuirea Constituției salut reluarea lucrărilor. Sigur, conform multor indicații venite, nu știu din ce sferă cuvintele președintă, vicepreședintă, secretară și așa mai departe au fost scoase din uh, uz pentru că, ci că nu dau bine, da? Și că, de fapt, funcția contează. Funcția este de secretar, iar dacă o ocupă doamna uh, respectivă, Scheulean, uh, nu se numește secretară, ci secretar. Că asta ar fi un fel de discriminare. O prostie, oameni buni o prostie care, iată, produce numeroase greșeli de ortografie. Pentru că doamna fiind de sex feminin, evident că e, a folosit aici articolul genitival A, dar greșește punând vicepreședinte la masculin. Orice am face, ori prin cine ar fi exprimată funcția aceasta, bărbat sau femeie, Cuvântul vicepreședinte este de genul masculin și ar fi trebuit să fie vicepreședinte al comisiei. Al comisiei. Cităm mai departe evenimentul zilei. Intrarea României în NATO și UE a presupus, pe lângă o profesionalizare armatei, și instituirea controlului civil. După cuvântul profesionalizare, nu putea să urmeze uh, dativul armatei. Era nevoie de genitivul profesionalizare a armatei și atunci, evident, că exprimarea ar fi uh, devenit uh, clară. Mă opresc aici pentru astăzi, oameni buni. Nu uitați să-mi lăsați mesajele, întrebările, neclaritățile. Ce aveți dumneavoastră acolo acasă și vă chinuie, lăsați-mi pe, pe pagina mea de Facebook sau pe pagina de pe internet a, a emisiunii Învață a, Românește și vă, vă voi răspunde negreșit într-o emisiune a, viitoare. Rămâneți cu bine, domnilor și doamnelor, pa copii!